Muncitorii care săptămâna trecută au căzut în gol de la etajul 9 de pe schelele unui bloc aflat în construcții sunt în continuare la spital, iar unul dintre ei a suferit o intervenție chirurgicală. Între timp, compania de construcții riscă să fie amendată cu până la 25.000 de lei pentru nerespectarea normelor securității. Inspectoratul de Stat al Muncii a pornit o anchetă. Potrivit inspectorilor, versiunea preliminară este montarea incorrectă a schelelor. Am încercat să obținem o reacție și de la responsabilii companiei, însă contabilul firmei ne-a spus că vor reveni cu o reacție, lucru care nu s-a mai întâmplat până la moment. La 4 zile de la tragedia care s-a produs pe acest șantier, astăzi nu am zărit pe nimeni să lucreze la înălțime. Sunt doar câțiva muncitori care montează un gard. A fost închis șantierul sau lucrați mai departe? Nu vă pot spune nimic, noi atunci să lucrăm. Eu am 2 zile că lucrez, nu am idee. Dar astăzi se urcă cineva pe schele? Parcă nu. Imediat după ce s-a produs accidentul de muncă, la fața locului au venit și experții de la Inspecția Muncii, care au stabilit preliminar că ar fi fost ignorate normele securității. Folosirea echipamentelor necorespunzătoare, adică schelele nu au fost instalate respectiv. După informații care m-am primit-o de adânci și erau 2 persoane asigurate cu centuri de siguranță și 2 pești. Potrivit inspectorului, probele acumulate vor fi transmise organelor competente. Vom întocmi un proces verbal de cercetare a accidentului, care va fi transmis pentru în cazul stabilirii încălcării legislației de securitate și sănătate a muncă, organelor de resort, adică la Comisia de Poliție și Procuratura. Am încercat să obținem o reacție și de la responsabilii companiei de construcții, dar la telefon ne-a răspuns contabilul firmei. Acesta ne-a spus că ne face legătura cu administrația, lucru care nu s-a întâmplat până la moment. Muncitorii care s-au prăbușit de pe schelele montate la etajul 9 al blocului de locuit din sectorul botanic al capitalei se află în continuare internați la Institutul de Medicină Urgentă din capitală. Pacienții rămân internați în continuare la Institutul de Medicină Urgentă, în secțiile de profil, în secția chirurgie, în secția ortopedie și pacientul care a fost supus intervenție chirurgicale rămâne în continuare internat în secția terapie intensivă. Toți pacienții se află în stare gravă, dar stabilă și continuă tratamentul medicamentos conform fișei de indicații. Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii, 37 de oameni și-au pierdut viața, iar 237 s-au ales cu traumatisme în urma 222 de accidente de muncă înregistrate de la începutul anului.